Dar sunt un zgomot puternic, eram acolo la grădină. Da, a dormit la volan? Păi, altfel nu se explică. Când ați ieșit afară? Când am ieșit afară am văzut ceva aici, era frac, fum, ceva, era aici. Și nu cred, dar da, nu, n-am apucat, n-am ajuns până aici atunci. Nu mai sosit, și ai medicina legal, nu? Păi ei sunt, dar nu ai răspundat cu dacă e probabil. Am înțeles că erați în spatele lor. Nu eram în spatele lor, eu am venit după, numai fiind și eu asistentă, am vrut să am crezut că e nevoie să-i dau o mână de ajutor și de aia m-am dus la voi, la fetele de pe salvare. M-am dus acolo și am încercat să le, dar nu mai era caz, era deja, era fără puls, unul ăla la... Un pic îi bătea, dar deja știți, chiar în membrele astea ce rău mișcă. Deci mai se simte, dar nu mai aveau șansă niciunul. N-ați apucat să vedeți? Deci n-am apucat accidentul, n-am văzut nimic, doar după aia am crezut că era numai o salvare ajunsă și am zis că poate are nevoie de o mână de ajutor să o ajut, deci să-i dau o mână de ajutor la... Că după aia au venit și alte salvări și smurturi. Știți că am venit chiar atunci, probabil, când s-a întâmplat la scurt timp. Și pe cel din spate l-a străpuns balustrada, n-a zice că era în față și la balustrada, deci până în spate, așa, la deci eviscerați, totul, tot e spart, tot e vai de... Groznic. Cred că nu avea cum să aibă șansă.
Dar vedeți că nici nu a frânat, probabil a adormit, că nici o urmă de frână, nu a pus nimic, nu, și eu și șofer, și, dar nu a frânat deloc, probabil am înțeles că a fost anuntă și că mama lui și sora au venit aici, era la o mașină mai în spate și eu zic că a fost anuntă, chiar îmi trebuia că a fost băută, am zis că a băut azi noapte, dar acum nu, dar probabil a fost obosit, ori probabil a dat și soarele, nu știu, dar... Interesant că nu a pus niciun pic de reacție de frână, nu? Oricare șofer fiind, știi că pui încerci fiind, dar numai că a adormit. Am intervenit pentru descarcerarea a două persoane. Intervenția a fost dificilă, deoarece parapetul metalic a fost în... a fost intrat în autoturism. Persoanele, din păcate, au fost decedate. Situație constatată de medici de pe smur. Da, deci noi am intervenit, am creat accesul la înăuntru, deci în autoturism. La exact cum? Ce ați făcut? Deci am tăiat ușile, după care am deblocat persoanele și am creat accesul medicilor pentru a intra cu aparatele de monitorizare pe înăuntru la pacienți, pentru a-i resuscita. Cu buitură și atât a fost tot. Mașinile oprite, parapetul trecut prin motor. Și când ați venit aici, ce ați văzut? Amândoi nu mai mișca nimeni. Ați încercat să-i ajutați cumva? Sosul și salvarea, și deci nu pot să acționez eu ca și ei. Am încercat, am deschis ușa și să... Am întrebat. Vă răspunde cineva, nu răspuns nimic. Amândoi erau în stop card de respirator, pe primul am putut evalua mai repede, la al doilea am ajuns mai târziu când ne-au ajutat descarcerarea și atât. Nu se mai putea face nimic? Cred că nu. Era un stop card de respirator, s-a scos EKG, asistolie. Accidentul rutier în care două persoane și-au pierdut viața s-a produs la ieșire din orașul Beclean înspre Dej pe DN17. Din primele verificări rezultă faptul că autoturismul se întorcea de la conducătorul autoturismului se întorcea de la o nuntă din Vatra Dornei și posibil pe fondul oboselii a dormit la volan, a pierdut controlul volanului. A intrat pe contrasens și s-a colizionat cu parapeții metalici de pe margine.